lucea îngerii veneau pe o rază. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Amin. Tatăl nostru care este în cer, Sfințească să numele Tău, e împărăția Ta, linia noastră cea de toate zilele de noastră și de iartă, o rețetă noastră să nu mergem greșitul nostru și nu ne duci pe noi ispite și ne vorbește de cine rău tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și atunci și curtea și în veci în veci la mine. Doamne, Tu ești, Doamne, Tu ești, Doamne, Tu ești, în frumele Domnul înalt ca să-mi stă bine de bine în casă. Binecuvântat ești pe Dumnezeu Dumnezeu. Totdeauna și curtea și în veci în veci la Amin. Seara și tuturor participanților, onoraților oaspeți și invitați, vă urez un bun venit la evenimentul dedicat memoriei Mitropolitului Andrei Șaguna, care a fost ales episcop la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din cartierul Între Români, în 2 decembrie 1847. Mitropolitul Andrei Șaguna este, deci are legătură cu Turda, nu mai intru în multe detalii, decât trebuie să amintesc o stradă care începe chiar aici, de lângă Catedrala Ortodoxă, poartă numele, strada Andrei Șaguna, și o școală gimnazială, școala Andrei Șaguna. Deci astea sunt reperele prin care turdenii îl păstrează în amintire pe Mitropolitul Andrei Șaguna. Evenimentul de azi va cuprinde câteva comunicări despre personalitatea, laturile personalității lui Andrei Șaguna. Dar până atunci, deci la început, doresc și invit să spună câteva cuvinte în al preasfinția sa, Andrei, arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, și apoi domnul Cristian Octavian Matei, primarul Turzii, care îi mulțumesc în mod deosebit pentru că a girat această manifestare și și-a oferit tot concursul pentru ca aceasta se poate să aibă loc, va rosti un discurs și apoi vom intra în practic în lucrări, în comunicări care vor fi în număr de 8. Deci, în al preasfinția voastră. Preacucernici părinți, domnule primar, și iubiți frați și surori, cu multă bucurie am venit la acest simpozion dedicat Sfântului Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Ceea ce vom asculta va reîmprospăta în sufletele noastre dragostea de acest om mare trimis de Dumnezeu în vremuri grele pentru noi, românii, aici, în Transilvania. Acum, înainte de a asculta pe cei ce ne vor spune lucruri frumoase, așa cum zicea în deschiderea simpozionului domnul moderator, înainte de a-i asculta, aș vrea să întemeiez ca de obicei scripturistic această preocupare a noastră din seara aceasta. Și-o întemeiez printr-un verset foarte cunoscut din Sfânta Scriptură. Sfântul Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 13,
În versetul 7 spune un lucru pe care îl știu pe din afară, dar mi mai îndemână să-l citesc din Scriptură. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au găsit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luarea de aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Scopul practic al acestui simpozion este acela de a ne determina să urmăm credința, dragostea față de Dumnezeu, râvna față de cele sfinte ale Sfântului Andrei Jaguna. Îmi aduc aminte cu multă piozitate că numai cu vreo două săptămâni înainte de a trece la Domnul, Mitropolitul Antonie Plămâteală de la Sibiu, i-am făcut o vizită și mi-a spus lucruri foarte frumoase și bune. Dar când am plecat de la dânsul, măcar că era suferind, m-a condus până la ușă și mi-a arătat salonașul în care a murit Sfântul Andrei Jaguna și mi-a zis așa: Vlădica, în acest salon, în această încăpere, a murit Mitropolitul Andrei Jaguna de inimă rea. Și cuvântul acesta mi-a rămas în suflet pentru totdeauna. A venit și a făcut lucruri bune. S-a dăruit total slujirii lui Hristos și a bisericii și totuși a avut multă amărăciune. A zis Mitropolitul Antonie, a murit de inimă rea. Sigur că Dumnezeu îngăduie și vin și suferințele și sunt motive care ne determină să trecem în eternitate, dar faptul că nu întotdeauna i-au fost înțelese strădaniile lui pentru mai binele duhovnicesc al bisericii și pentru mai binele duhovnicesc al nației române, faptul acesta l-a necăzit, l-a îndurerat. Acum el a murit în 1873, dar în 72 s-a făcut un jubileu în cinstea lui. Iar mai târziu, Ioan Lupaș a coordonat alcătuirea unei lucrări frumoase, Andrei Baron de Jaguna. Și cartea aceasta a ieșit în 1909. Ei, în cartea aceasta nu vă spun eu multe, că am zis, vom asculta pe cei ce sunt pregătiți să ne spună multe. Din cartea aceasta am spicuit doar câteva fraze. Era sărbătoare, unii îl lăudau cu inimă bună, alții din obligații. Și vă citesc câteva fraze din cartea tipărită apoi de Ioan Lupaș în 1909. Era jubileul din 1873. La serbarea jubiliară au rostit cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Jaguna chiar și unii dintre contrarii lui. Car cu toate acestea nu s-au sfiit al clevetii și mai târziu, ca și mai înainte, în diferite chipuri. Șoaptele lor bârfitoare pătrundeau uneori până la urechile lui Jaguna, care uneori rămânea foarte mâhnit din cauza lor, iar altă dată le respingea cu o desăvârșită liniște evanghelică, spunând: numai când vă veți întoarce de la mormântul meu, veți cunoaște pe cine ați pierdut. Șirul faptelor sale mărețe, care au făcut 25 de ani ai arhipăstoriei lui,
cea mai însemnată epocă de progres în istoria românilor ardeleani avea să se încheie printr-un epilog tot atât de strălucit și elocvent. Și apoi, din cartea respectivă, vă mai citesc doar câteva fraze. Această sumă de lucruri adunate a mitropolitului este o splendidă dovadă că Șaguna era și în cele economice, ca și în cele culturale și politice, o capacitate fără pereche. În testamentul său, Șaguna dă consistorului îndrumări asupra tuturor demersurilor ce trebuie făcute când va muri și dispune să fie înmormântat lângă biserica din Rășinari, în coșuc de metal sau de lemn, de brad, îmbrăcat cu mătasă neagră și la înmormântare, să slujească un singur preot, duhovnicul său German. Mormântarea să se facă înainte de amiază, fără pompă, fără muzică, fără politică, fără predică. Și așa s-a și făcut înmormântarea Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna. Acum, eu atât doar am vrut să vă reamintesc că facem un lucru pe care ne învață Sfântul Pavel să-l facem, să ne aducem aminte de cei de dinaintea noastră care ne-au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și în mod special în seara aceasta de Sfântul Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Acum, meditația aceasta referitoare la Andrei Șaguna. Cred eu că acum oarecum va întări demersul nostru duhovnicesc din postul acesta al Crăciunului în care am intrat și pe care tare am dorit și vă și urez lucrul acesta, să-l petrecem cu liniște, cu pace și ceea ce e de făcut în post să facem. Pe lângă faptul că în postul Crăciunului, după un vechi obicei, trebuie să fim mări inimoși și să ajutăm pe cei țărași, pe lângă faptul acesta, absolut să nu uităm să ne spovedim și să ne împărtășim. Pentru că în felul acesta îl primim în mod real pe Domnul Iisus Hristos în ființa noastră. Și în sensul acesta, un poet minunat, care era medic de profesie, Vasile Voiculescu, întemnițat pe vremea comunistă pentru credința lui, a scris o poezie intitulată Colind. Și scurtul meu cuvânt, cu Colindul acesta se încheie. În coliba întunecată, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Coliba, cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit. În mijloc tronul luminos și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura, Duhul Sfânt s-a alătura și acolo rămânea și acum și pururea. Răspunsul nostru. Și noi, Doamne, ne-am gătit, colibele am curățit, uși, ferestre, toate-s noi, Doamne, intră și la noi. Urarea de Crăciun, postul cu pace și sărbătoarea să vină cu multă bucurie. Bine v-am găsit! Mulțumim, preasfinția voastră! Domnule primar Cristian Octavian Matei, vă invităm să ne
oferiți discursul dumneavoastră pregătit cu acest prilej. În albra Sfinția voastră, Părinte Mitropolit, Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, stimată audiență, dragi oaspeți. Vă spun bine ați venit în această sală a Primăriei Turdam și cu sinceritate vreau să vă mărturisesc că este o onoare pentru mine să vă adresez cuvintele de deschidere în calitate de primar și gazdă a acestui eveniment deosebit în care comemorăm 150 de ani de la trecerea în eternitate a unei personalități remarcabile, Mitropolitul Andrei Șaguna. Astăzi ne adunăm pentru a celebra moștenirea și contribuțiile acestui ilustru ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, un lider al spiritualității și al culturii românești. Cu acest prilej ne reamintim și celebrăm moștenirea lăsată de acesta, luptător pasionat pentru drepturile și identitatea românească. Mitropolitul Andrei Șaguna a fost un lider al spiritualității și al culturii românești, cu contribuții semnificative la dezvoltarea și afirmarea comunității noastre într-un moment crucial al istoriei noastre. Astăzi ne adunăm pentru a cinsti memoria acestui înaintez deosebit și pentru a reflecta asupra influenței durabile pe care a avut-o asupra vieții noastre colective. Mitropolitul Șaguna nu a fost doar un cărturar și un călător spiritual, ci și un luptător pentru drepturile și libertățile poporului român. Prin eforturile sale tenace, a contribuit la consolidarea identității noastre naționale. Astăzi, într-o lume în continuă schimbare, în care valorile fundamentale sunt adesea puse la îndoială, putem găsi inspirație în exemplu Mitropolitului Andrei Șaguna. Îndemnăm la păstrarea și promovarea valorilor pe care le-a apărat cu atâta pasiune, cum ar fi libertatea, egalitatea între națiuni, egalitatea între biserici, precum și justiția. Țin să enumăr doar câteva dintre cele mai importante realizări ale sale pentru Ortodoxia Românească. A convocat și organizat primul sinod al Bisericii Ortodoxe din Transilvania după 150 de ani, martie 1850. A militat pentru reînființarea istoricei Mitropolia Transilvaniei, cerere aprobată de Curtea de la Viena la 24 decembrie 1864. A organizat Mitropolia pe bazele statutului organic, o Constituție bisericească care garanta autonomia și sinodalitatea Bisericii Ortodoxe. A extins interiorul zidurilor orașului Sibiu, a reformat, îmbunătățit și extins sistemul școlar confesional ortodox din Ardeal, la moartea lui funcționând 780 de școli poporale. La 1 decembrie 1847 a avut loc la Turda sinodul electoral pentru alegerea noului episcop ortodox al Transilvaniei. Sinodul s-a întrunit la Biserica Între Români, unde a avut loc un tedeum, apoi alegerile s-au desfășurat în sala judecătoriei Turda, unde au avut acces preoții și laicii ortodoxi din Turda și din împrejurim. Deși nu a obținut acum numărul suficient de voturi, la 5 februarie 1848 împăratul Ferdinand l-a numit episcop pe arhimandritul vicar Andrei Șaguna. În încheiere, să luăm acest moment de comemorare ca pe o oportunitate de a ne întări angajamentul față de valorile care au definit viața și moștenirea Mitropolitului Andrei Șaguna. Să continuăm să cultivăm în comunitatea noastră dragostea pentru cunoaștere, respectul pentru diversitate și aprecierea pentru libertate. Mulțumesc! Înainte de a trece la seria de comunicări,
Vreau să fac câteva precizări. Deci, este vorba de 6 comunicări care vor fi prezentate aici. Deci v-aș ruga undeva 10, maximum 15 minute fiecare vorbitor, ca să putem acoperi într-un timp rezonabil tot ceea ce ne-am propus să facem aici. Eu mai spun că evenimentul de astăzi beneficiază de binecuvântarea înalt preasfințitului Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, de patronajul domnului primar al Turzii, Cristian Octavian Matei, se întâmplă să fie primul eveniment dedicat la Turda ierarhului Andrei Șaguna după 100 de ani. Ultimul eveniment de acest gen a avut loc în 29 iunie 1923. Deci eu cred că e o onoare pentru noi toți să dea Dumnezeu să deschidem o serie a acestor manifestări și să nu se oprească aici și iar să fie încă peste vreo 100 de ani cineva care să se gândească la... Și primul pe care îl invit să susțină prelegerea, domnul profesor Mircea Gheorghe Avoldan, cercetător la Institutul de Istorie Gheorghe Barițiu din Cluj și un specialist în problemele Andrei Șaguna. Ce vreau să spun înainte de a începe dânsul, a publicat în vara aceasta o carte dedicată personalității lui Andrei Șaguna la editura Școala Ardeleană. Cartea a fost lansată la Mitropolia la Cluj și câteva exemplare sunt și aici la finalul evenimentului. Cine dorește poate să cumpere această carte. Domnule profesor, vă rog. În al preasfinția voastră, domnule primar, preacucernici părinți, distinși auditoriu, dragi turdeni, mă bucur că suntem astăzi împreună în această seară în Turda dumneavoastră dragă și ne aducem aminte de cel mai mare personalitate a românilor din Transilvania secolului al XIX-lea. Ceea ce se întâmplă astăzi la Turda este un eveniment firesc, chiar dacă mai înainte am auzit că de 100 de ani turdenii nu și-au mai adus aminte de Turda, ceea ce este nu spre paguba ierarhului, ci spre necinstea noastră a românilor, care nu știm să ne prețuim valorile cu adevărate. Din nefericire, este o constatare pe care o putem fiecare face în fiecare zi, în fiecare minut, în viața, în societatea în care trăim. Uneori se spune așa în glumă, prin media, că ne aducem aminte de oamenii valoroși, de oamenii mari, după ce au murit. Ei, se pare că se întâmplă să nu ne mai aducem aminte de ei nici după ce au murit. Sigur, în cazul mitropolitului Andrei Șaguna, el a suferit o damnatio memoriae în perioada regimului comunist. Este foarte simplu de ce, pentru că el a fost considerat, a fost portretizat de Roller, deci de exponentul istoriografiei sovietice. Suntem în anii 50 în România, în anii în care erau ridicați oamenii de pe drum și de aici din Turda au fost unii ridicați și au sfârșit prin pușcările comuniste și puteai să fii arestat doar dacă pronunțai anumite nume care nu conveneau regimului, care deranjau noua urânduire de inspirație stalinistă care s-a înșurubat în România cu ajutorul tancurilor sovietice sau prin intermediul tancurilor sovietice. Eu, când am fost invitat, am zis că aș propune câteva mici detalii de... aș creiona în fața dumneavoastră în câteva minute biografia culturală a acestui mare om. Plecând de la o serie de detalii ale vieții lui, care au configurat, de fapt, biografia lui și activitatea lui. În primul rând, originea, familia și educația. Probabil știți, născut în nord-estul Ungariei de astăzi, în localitatea Mișcolț, unde se păstrează până astăzi biserica în care el a fost botezat, este o biserică ortodoxă, construită de comunitatea armână sau macedo-română, care a emigrat din zona Albaniei, nordului Greciei, sudului Macedoniei de astăzi, din acest areal, în teritoriul de atunci al Imperiului Habsburgic, începând cu 1780, încolo, când un pașă a distrus centrul lor aflat la Moscopole
Și atunci, mai multe familii de negustori, în general, comercianți, cu așa ceva s-au ocupat, acești oameni, astăzi le-am spune antreprenori de succes, au emigrat pe teritoriul habsburgic și și-au înființat mici colonii în toate orașele, în toate așezările, târgurile din Transilvania, Ungaria și au ajuns până la Lipska, Leipzig. Iar în nord-estul Ungariei, la Miskolc, ca să vă dați seama că acea însemnat bunăstarea financiară acestor oameni, să mergeți să vedeți biserica, o biserică construită după 1788 și care are un iconostas de 16 metri înălțime, pictat de un artist vienez la începutul secolului 19. Deci o biserică mult mai frumoasă și mai mare decât era biserica în care a fost de fapt săvârșite deum în ziua de 1 decembrie 1847 între români. Familia lui i-a pus în suflet două mari valori de care au fost atașați toți acești macedoni care le-au caracterizat viața, existența, parcursul biografic. Și îi vedem la toți. Șaguna, Gojdu sunt cele două exemple reprezentative, dar pot să vă mai dau și alte, cum ar fi familia Mocioni din Banat. Și anume, limba, identitatea lor culturală latină, sigur, fac parte din ceea ce numim romanitatea orientală, da? Dialectul acesta armân sau machedo-român și spiritualitatea ortodoxă, de care nu s-au dezis. Dacă ortodoxia a rezistat în Transilvania în secolul XVIII până la decretul de toleranță al lui Iosif, al doilea din 1782, și la cel de concivilitate care le-a permis românilor să-și cumpere terenuri în intramurosul orașelor Transilvaniei și să-și construiască biserici, se datorează acestor comunități. Sibiu, Brașov, Sighișoara, Cluj, Orăștie, peste tot acești macedoni, acești greci, de foarte multe ori autoritățile le-au spus greci, pentru că limba lor de comunicare era limba greacă, dar făceau parte din ceea ce austriecii ca romano-catolici spuneau lumea greacă ortodoxă, da, să înțelegi, după rit, ritul grec. Deci dacă peste tot aici avem biserici construite de acești macedo-români, multe din ele până astăzi în picioare, la Cluj, Biserica din Deal, la Brașov, Biserica din Cetate, la Sibiu nu mai este pentru că s-a construit actuala catedrală peste capela grecească, în 1906, se datorează atașamentului acestor oameni pentru Biserica Ortodoxă. Repet, Șaguna, Mocioni, Sina, Grabovski, Gojdu. Educația. Acești oameni, pentru că și-au permis din punct de vedere financiar, și-au ținut copiii la școală. Vedeți, sunt niște, de aici putem lua repere pentru noi cei de astăzi. Nu este doar o evocare ca să cunoaștem istoria, ci putem să tragem învățăminte morale din istorie. Este o dimensiune și morală a istoriei, etică, dacă vreți, pedagogică, bineînțeles. Școală confesională, adică școala bisericii din Miskolc, întreținută de familiile de armâni de acolo care plăteau un învățător. Apoi, gimnaziu romano-catolic din Miskolc și din Pesta, unde locuia unchiul lui după mamă, Grabovski, care era un foarte bogat și al cărui palat se păstrează până în ziua de astăzi, unde aveau loc serate literare și artistice, unde se întâlneau toți intelectualii români care mergeau spre Occident sau studiau la Pesta, Petru Maior de pildă, sau Zaharia Carcalechi, sau alte nume v-aș putea da. Și acolo a studiat, am spune astăzi, liceul și facultatea de drept a Universității din Pesta. La 21 de ani, el absolvă această facultate de științe juridice și politice și ia o decizie care pe mulți în epocă i-a contrariat, n-au înțeles-o. El putea să ajungă un avocat celebru, cum a fost de pildă Gojdu, putea să fie un om care să se afirme în ceea ce spunem astăzi mediu de afaceri, antreprenorial. Gândiți-vă că verișorul lui, baronul von Sina, de la Viena, era al doilea cel mai bogat om din Austria după familia Rothschild.
Și în anii 50, după Revoluție, a împrumutat statul austriac, a scăpat, de fapt, statul, imperiul, de ceea ce numeau nemții atunci bancrot, adică faliment. Baronul Sina s-a simțit mai atașat de lumea greacă și a devenit patronul Academiei de Științe a Greciei. El a finanțat construcția clădirii din Atena a acestei academii și este până astăzi considerat patronul respectivei academiei. Au fost verișori, se păstrează o corespondență între ei și Aguna l-a rugat la un moment dat să-l împrumute cu niște bani, să-i dea niște bani pentru a putea cumpăra câteva clădiri în Sibiu. Și ia decizia de a studia teologia la Vârșeț. Închipuiți-vă cum ar fi să termini studiile la Cluj, Napoca, da? Și după aceea să te duci la Sighetul Marmației, să studiezi teologia. Într-o periferie a acestei monarhii foarte mari. Și ce să faci? Să intri în clerul ortodox, care era disprețuit, era la marginea socială a societății din epocă. Nu avea același statut cu clerul catolic. Și unii dintre colegii lui, printre care baronul Iosef Eötvös, care ulterior a ajuns ministru al cultelor și învățământului, chiar s-a întrebat, ce e cu acest Anastasiu? A studiat 3 ani de zile la Institutul Teologic Pedagogic din Vârșeț, care în epoca respectivă avea 2 secții, una sârbă și una în limba română, unde episcopul era un unchi al lui, și apoi a intrat în monahism. Deci o decizie care iarăși a scandalizat pe unii din epocă, cum acest om, bărbat frumos, să ne înțelegem, era și un bărbat frumos, se duce într-o mănăstire. Și mulți au considerat că asta e un fel de moarte. Sigur că sunt unii care au scris ulterior pentru de ce a intrat, de ce și-a asumat preoția și monahismul, ca să fie o rampă de lansare în conducerea națiunii. Însă, dacă ne uităm la puținele informații pe care le avem din gura lui, fie pe care el le-a spus în anumite cercuri foarte intime lui Nicolae Popea sau lui Ioan Mețianu, Popea a fost secretarul lui vreme de 20 de ani și Mețianu a fost succesorul lui, fusese protopop de Zărnești, vom înțelege că atașamentul lui față de biserică, de slujbe, a fost cultivat de mama lui, Anastasia, care a jucat un rol extraordinar în viața lui, și care este pictată, să știți, într-un medalion în catedrala, să spunem, din Sighișoara. Pentru că acea catedrală a fost pictată de un membru al unei familii din astea, machedo-române, Demian se numea, care a pictat și în catedrala din Cluj, dar mai ales catedrala din Timișoara. Și Șaguna le-a spus acestor oameni la un moment dat ceea ce Nicolae Popea scrie în monografia lui despre el, că de 100 de ori de s-ar naște, tot preot s-ar face. Deci, dincolo de toate interpretările care au fost date acestei decizii, se păstrează o scrisoare din 1856 a lui Andrei Șaguna către un stareț al mănăstirii, unei mănăstiri, Sfântul Gheorghe din Srem. Astăzi ar fi undeva în Svetagora, cum zic sârbii uneori, să spunem în Voivodina. Și el, acel arhimandrit, îi cerea niște sfaturi, iar Șaguna îi răspunde și la sfârșit îi spune, parafrazez: și tu să continui să te rogi în mănăstirea Sfântului Teodor Tiron, să citești pe Sfinții Părinți ai Bisericii și vei înflori ca un crin. Deci cu asta, aici se vede că el a avut o vocație adevărată și monastică. Deci a fost un om care și-a asumat cu tot sufletul și slujirea clericală, dar și haina monastică, nu urmărind atingerea unor anumite, să zicem, țeluri în viață. În tot acest parcurs pe care pe scurt vi l-am atenționat, acest om s-a informat. A fost ca un burete care a absorbit și a construit o bibliotecă. Și în vara lui 1846, când a venit la Sibiu ca vicar, după moartea episcopului Vasile Moga, care tot aici, în Turda, a fost ales la sinodul electoral din 1810, avea o bibliotecă de circa 3.000 de volume. Asta înseamnă că avea o bibliotecă între cele mai mari biblioteci. Cei care s-au ocupat de istoria bibliotecilor au arătat că biblioteca unui intelectual, mă refer acum, nu a unei instituții, a unui intelectual,
Putea să aibă undeva între 1.000, 2.000, 3.000 de volume, ce era mai mult, era foarte mare. Cartea era scumpă, nu era ieftină, și un, de pildă un țăran sau o comunitate plătea uneori o pereche de boi sau 10 oi să cumpere o carte de cult. Biblia lui Shaguna, știm din anumite izvoare, editată de la Sibiu între 1856-58. A fost o carte pe care țăranii noștri au dat 2 perechi de boi uneori ca să o aibă. E o carte foarte mare. Dacă o scapi pe picior, poți să ai fractură. Sigur, trebuie să o deschizi, trebuie să te împărtășești de cuvântul ei. Deci a acumulat. Și atât de bine cunoștea biblioteca din Mitropolie din Karlovitz, care era una dintre cele mai mari biblioteci ale Imperiului, încât într-o scrisoare îi spune mitropolitului să caute Cornceaia Niga, îmi spune noi, Pidalionul, și îi spune și raftul și culoarea coperții. Știm că la 1848 avea circa 3.000 de cărți, pentru că în martie 1849, generalul Iosif Bem, care a fost conducătorul răsculaților sau rebelilor unguri din Transilvania, vă folosesc terminologia austriacă, care a ocupat Sibiu și aproape toată Transilvania, cu excepția munților Apuseni, așa cum știți, s-au încartiruit în reședința Episcopiei Ortodoxe, care nu era unde astăzi Mitropolia, ci pe Nicolae Bălcescu. Și o lună de zile au făcut foc cu cărțile, cu arhiva acestei instituții și au făcut un genocid cultural. Au distrus-o. Deci o episcopie care a funcționat acolo din 1822, când Moga a cumpărat casa, până atunci episcopia era la Rășinari. Și într-o casă cu chirie în cartierul Turnișor. A fost distrusă și nu mai avem decât foarte puține documente anterioare anului 1848 care să dea mărturie despre activitatea acestei instituții, care, atenție, era singura instituție românească din Transilvania alături de Episcopia de la Blaj. Deci înainte de 1918, dar hai să zicem la 48, noi n-am avut alte instituții românești ale noastre decât cele două biserici. Atât. De aceea cumva am putea să spunem că ele erau un fel de stat în stat. Și nu întâmplător un preot, protopopul Crainic de la Hunedoara, îi scria lui Shaguna în vara lui 48, că zice, așa de prigoniți suntem și de urmăriți de rebelii maghiari, care spun că tot orice popă român e bun de spânzurătoare. Nu conta că era ortodox sau greco-catolic. Era popă român, mă refer la cum era perceput de către ceilalți. Vorbim de unguri, de sași, de secui, etc. Și distrug această bibliotecă. Și Shaguna scrie o scrisoare către împărat și spune sinodului din 1850 că s-a întors la Sibiu în august 49 și a găsit reședința lui răvășită, arsă, și a stat 3 luni de zile cu chirie, iar din biblioteca și din biblioteca, nu doar cărțile, zice, și mobila, ce nu a mai rămas nimic. Și a construit totul de la zero. Nu s-a lamentat, nu s-a apucat să scrie, nu știu, lamentații și depeșe prin presă, ci cu toată puterea s-a dus înainte și a tras după el o națiune. Sigur, l-au ajutat câteva caracteristici. A fost un poliglot, adică un om care scria și vorbea 4 limbi fluent. Corespondența lui, care sunt doar la Mitropolie în Sibiu vreo 6.000 de scrisori, este în sârbă, în română, în germană și în maghiară. Cu mâna lui scria. Orice preot de la Cucuieții din Deal sau Ciumăfaia, cum zicea un profesor de-a nostru, părinții își aduc aminte, dacă îi scria, el răspundea. În ultimii ani ai vieții, când era bolnav, răspundea vicarul, Popea, și se vede pentru că i-a scris. A fost un om foarte disciplinat și bine organizat. A pus rânduială, inclusiv în administrația bisericească, inclusiv în vestimentația clerului, în comportamentul clerului. De aceea, toți episcopii de după el s-au raportat la el ca la un model. Și se vorbește, nu, de pălărie shaguniană, până prin anii 50 se vorbea de șareta lui Shaguna, pe care a folosit-o ultimul Nicolae Bălan. Deci a fost un poliglot. A știut cum să discute, cum să pună problema. A fost, astăzi, un european avant la letră. Da?
Deci el nu poate fi confiscat de tot felul de, nu știu, naționaliști din ăștia extremiști, de un naționalist din ăsta grobian de grotă. Nu. El a fost un european, dar foarte conștient și puternic ancorat în tradiția Bisericii Ortodoxe și în atașamentul lui față de cultura română, să ne înțelegem. Când el se referea la cultura română, se referea la tot spațiul unde se vorbea românește. Că era Moldova, că era Țara Românească, că era sudul Dunării. Asta a înțeles el prin cultura română. De aceea, corespondența lui, telegraful român pe care el a fondat la 1 ianuarie 1853, cărțile lui de cult, manualele școlare, au circulat în tot acest spațiu. Corespondența lui cu protopopii din Banat, deci acum mă refer la cei care erau în afara Transilvaniei, în afara eparhiei lui, să zic, da? În afara jurisdicției de care el era responsabil, Țara Românească, Moldova, inclusiv în Dobrogea, care era sub otomani, până la 1878, găsim cărți tipărite la Sibiu de acest mare om, care a avut și o politică culturală foarte coerentă și care în momentul în care primea rapoarte de la protopop cu privire la situația fiecărei parohii financiară, patrimonială, le cerea inventarea odată la 5 ani. Foarte detaliate, se păstrează în arhiva Mitropoliei în Sibiu. Cei care doresc să facă monografie au acolo o sursă foarte importantă. Trebuie doar să se ducă până la Sibiu. Și acolo se găsesc aceste informații. Și vedem că a dorit să ajungă cuvântul lui Dumnezeu în limba română în toate comunitățile, alături de telegraful român, care apărea de două ori pe săptămână și care n-a fost o gazetă bisericească, așa cum e azi. A fost o gazetă politică, acolo găsim articole inclusiv de stupărit, de cum să plantezi anumiți copaci, deci era o deschidere extraordinară, pentru că a fost o gazetă dedicată națiunii și ridicării națiunii. Asta trebuie să înțelegem. Și bineînțeles, el a călătorit foarte mult. Pentru epoca lui, când cercetările istoricilor care s-au ocupat de acest subiect ne arată că un țăran, un român din Transilvania, dacă știa două, trei sate în jurul satului în care era născut, era mare lucru. Sau dacă ar fi ieșit de pe valea de unde era satul lui, era deja extraordinar. Acest om a călătorit mii de kilometri cu șareta sau cu trenul. Gândiți-vă că a trecut în Țara Românească în 30 decembrie 1848 cu niște oieri din mărginime, nu l-au dus prin vamă pe la Boița, pentru că se temeau să nu-l aresteze niște rebeli maghiari, răsculați, revoluționari, ci a trecut pe munți, prin așa numită Vama Cucului, cu profesorul Georg Müller, reprezentantul sașilor, trimiși ei doi de comitetele naționale român și săsesc, la București, la generalul rus Lüders, cu binecuvântarea generalului Puchner, se cheme pe ruși în ajutor, adică rușii să ajute Imperiul să reziste în fața detronării pe care Kossuth a proclamat-o la Debrețen a Habsburgilor. A fost un război civil, de fapt, atunci. Și cu nămeți, el ajunge la București, se întâlnește cu mitropolitul Nifon, cu generalul care l-a întâmpinat frumos, i-a spus că nu poate să facă nimica dacă nu primește o depeșă de la Petersburg. Și Petersburgul nu a mișcat un deget până Viena nu a trimis o cerere oficială. Eu am citit corespondența dintre Viena și Petersburg, dintre Viena și Puchner. Puchner, deci reprezentantul autorității civile și militare, a încercat să scoată castanele cu mâna acestui român și acestui sas. Deci să nu angajeze curtea, domnule, să admită Viena că noi avem o problemă, că ungurii fac secesiune. Nu. Ia să ne folosim noi de românii ăștia, nu angajăm curtea. Petersburgul, care nu erau nici niște prostalei rușii, bineînțeles că n-a acceptat așa ceva. Și doar când împăratul de la Viena a trimis o scrisoare oficială țarului Nicolae, vă rugăm frumos să ne ajutați, rușii erau la graniță, pentru că țarul nu avea niciun interes să se difuzeze mișcările astea periculoase, democratice, liberale, dinspre Occident în Rusia țaristă. Bineînțeles că au intrat în Transilvania, așa cum știți, și în Ungaria și-au salvat Imperiul Habsburgic. Iar faptul că Șagun a avut o misiune dată, repet, de Comitetul Național Român, el a fost ales la Blaj în
4 mai 1848, președinte acestui Comitet Național Român, care, puteți să vă faceți o imagine, e primul partid sau nucleu a unui partid politic românesc în Transilvania. El a fost declarat de Kossuth ca dușman al națiunii maghiare. Proscris. Îi scrie într-o scrisoare lui Iancu, când încă mai sperau că se vor împăca, în martie 1849, că noi, ungurii, suntem dispuși să dăm o absolut, să iertăm pe toți, să vă iertăm pe toți voi românii ăia care faceți revoluție în Transilvania împotriva noastră. De ce s-au răscut la românii? Pentru că ungurii au zis, în Ungaria există o singură națiune politică. Atât. Restul, sârbii, românii, croații, se dizolvă în națiunea politică maghiară. Bineînțeles că sârbii, românii, croații nu mai erau așa de tembeli să creadă că se vor dizolva în Ciș. Au apărat cu demnitate, asta a făcut Iancu cu legiunile din Apuseni, au apărat cu demnitate identitatea lor. Și Șagun a fost declarat proscris și până astăzi în Ungaria el este declarat proscris. Un om care scria și vorbea fluent în ungurește și a fost prieten cu, atenție, părinții fondatori ai Ungariei moderne, dar care erau democrați și liberali în gândire. Și Francis Deac și Iosef Eötvös. Nu erau naționaliști șovini, cum s-a transformat mișcarea spre sfârșitul 19, ci au avut o gândire liberală, cu principiile liberalismului tradițional. Adică toate națiunile să aibă să fie egal îndreptățite și la fel tratate de lege, să beneficieze de autonomie toate bisericile. De ce v-am spus asta? Pentru că în 2008, de pildă, românii din Ungaria au vrut să inaugureze un bust lui Șagun în fața catedralei din Jula sau Gyula. Și autoritățile maghiare s-au opus. Inițial au fost de acord. Ulterior s-au opus. Și până astăzi, bustul respectiv este în curtea interioară a episcopiei, unde nu-l vede nimeni, decât ierarhul care se plimbă și preoții care merg în vizită. Prieteniile lui, să știți că l-au ajutat în succesul multelor sale proiecte. În slujba culturii române, în slujba școlii românești, în slujba națiunii și a politicii românești și, bineînțeles, a bisericii. Cei care au scris despre Șaguna din diverse perspective au arătat ce a făcut el pentru națiunea română în ansamblu, dar și pe felii școlar, cultural, bisericesc, politic. El a fost 21 de ani președintele acestui comite permanent. Deci a fost cumva președintele, vârful de lance al politicii românești în Transilvania. Tratat ca atare de Viena, curtea de la Viena în 1860, când a coagulat acolo un fel de parlament, Reichsrat, senat imperial, din Transilvania au chemat 3 reprezentanți, un român, un sas și un ungur. Românul era Andrei Baron de Șaguna. El a fost înnobilat de împărat în 1852 cu acest titlu de baron datorită fidelității lui și a națiunii române față de curtea de Habsburg în timpul rebeliunii maghiare sau războiului civil. Și bineînțeles, datorită tuturor acestor merite, el a fost ales membru în diferite asociații, gremii românești, ungurești, austriece. A fost, să știți, membru de onoare al Erdelui Museum de la Cluj. Președinte a fost contele Imre Mică, ca dovadă că nu a fost perceput și de către transilvăneni drept un dușman al națiunii maghiare. A fost membru al Freinului Fürsiebenbürgische Landeskunde, un fel de Academie a Sașilor din Transilvania. A fost primul președinte și cofondatorul Asociațiunii Transilvane pentru Cultura și Literatura Poporului Român, ASTRA, fondată în octombrie 1861 la Sibiu. Și, desigur, a fost ales membru de onoare al Societății Literare Române, devenită după câțiva ani Academia Română. Deci, iată un om de la care se poate învăța și a fost totodată un om care a știut să răsplătească interesul pentru educație. Unde a văzut copii de preoți, mai ales copii de preoți, dotați, care au avut rezultate bune la gimnaziu, i-a sprijinit cu burse la facultăți și la universități în Europa Occidentală. A trimis cu burse din banii lui, atenție, nu din banii episcopiei, oameni care au studiat la, mai ales la Leipzig și la Iena. Erau niște școli celebre în epoca respectivă pentru pedagogie.
Zaharia Boiu și Ioan Popescu, care au fost profesori de pedagogie la Seminarul Teologic Pedagogic din Sibiu și care au... Zaharia Boiu, de pildă, a publicat un abecedar, cred că are vreo 7 ediții, în zeci de mii de exemplare. A studiat cu bursă dată de mitropolitul și aguna din banii lui. Fiul protopopului de la Cluj, Gal, Gavril Gal, care a murit destul de tânăr, la 46 de ani, și a avut 4 copii, pe 2 dintre ei Șaguna i-a ținut cu banii lui la Sibiu, la Academia de Drept, am putea să spunem un fel de facultate de drept, și apoi la Universitatea din Viena, cu banii lui. Unul a ajuns protopop la Brud pentru că l-a ascultat și s-a însurat cu fica protopopului Absalom Popovici de acolo, și celălalt a ajuns judecător și apoi al doilea membru al casei magnaților după Gojdu la Budapesta. Deci un om care a avut o educație, o disciplină și o viziune cu privire la biserică și la națiunea română. Iată de ce am avea de învățat. Eu am adus pentru părintele protopop și pentru părinții protopopiatului din Turda un mic cadou, și anume o litografie care îl reprezintă pe episcopul Andrei Șaguna în anul 1851, este desenată de Petre Mateescu, era un pictor român de la Curtea de Argeș, și am zis că să fie o imagine a lui Șaguna cât mai aproape de anul în care el a fost ales episcop. De aceea am ales-o pe aceasta, vedeți ce barbă frumoasă avea și vedeți crucea episcopală și crucea de comandor a Ordinului Leopoldin. El a avut, să știți, singurul român care a deținut cea mai înaltă decorație care se putea oferi de împăratul de la Viena și care era Marea Cruce a Ordinului Leopoldin, pe care a primit-o în 1867. Înainte a primit și alte decorații. Niciun alt român, niciun alt arhiereu din Imperiul Habsburgic, contemporan cu el, ortodox sau greco-catolic, nu a avut acest ordin. Asta arată respectul de care se bucura la Viena, vizibilitatea pe care o avea în societatea de atunci, românească, ungurească, austriacă, cum vreți să-i spuneți, și faptul că era un om ascultat și totodată respectat. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și vă felicit că... Îi felicit pe domnul primar, pe domnul Hălăștoan, pe părintele protopop și pe dumneavoastră, că în această seară n-ați pierdut vremea, nu știu, la televizor, pe Facebook, și ați venit să ne aducem împreună aminte, să ne amintim de un om care merită, care vrednic este de a fi pomenit și cu care nu ne putem niciodată rușina în fața oricărui cetățean al Europei Unite de astăzi. Vă mulțumesc! Moderatorul întâlnirii ne spunea că sunt aproape 100 de ani de când a fost un simbozion cu Șaguna la Turda. Acum eu vreau să vă spun că sunt mai bine de 100 de ani de când s-a scris monografia aceea minunată Andrei Baron de Șaguna pe vremea academicianului Ioan Lupaș. Sunt aproape 100 de ani, sau mai bine de 100 de ani de când a fost scrisă lucrarea respectivă, de abia acum o lucrare monumentală, zic eu, a scris-o domnul profesor Mircea Gheorghe Burdan despre Andrei de Șaguna. Acum, da. Lucrarea aceasta a fost lansată la Cluj și în alte locuri. Acum e aici pe masă, la dumneavoastră, o biografie culturală. Merită să o citiți. Aceasta e adusă la zi. Aceea, din 1909, era în graiu de atunci. Îl felicităm încă o dată. Și când a lansat-o, l-am felicitat. Da. Acum îl invit la microfon pe domnul profesor dr. Răzvan Mihai Neagu. Dragă
ca Sfinția voastră, la Cucernice Părinte Protocol, la Cucernice Părinți, domnule primar, distins prezidiu, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, astăzi m-am gândit că tot s-a făcut vorbire astăzi aici despre ultimul eveniment datorat comemorării lui Chabon Arătu, dar să vi-l prezint și să vedem practic despre ce a fost vorba. Așadar, comunicarea mea se intitulează Comemorarea semicentenarului morții mitropolitului Andrei Chabon Arătu, discursul protopopului Iovian Mureșan din 12 iulie 1923. Aș începe prin a spune că cu toții știm că Andrei Chaguna a fost cea mai importantă personalitate a Ortodoxiei din Transilvania, iar viața și activitatea sa au fost puse în slujba bisericii, a poporului român și a ridicării sale culturale. Luptător îndrăjit pentru drepturile românilor din Transilvania, acest harnic mitropolit s-a impus în mod firesc ca unul dintre conducătorii mișcării naționale din Ardeal, continuând pe această linie până la decesul său. Referindu-ne la personalitatea acestui mare mitropolit, primul său biograf, viitorul episcop Nicolae Popea, care a fost și secretar, spunea, citez: Mitropolitul Chaguna este omul istoriei. Această fire, cea bisericească, cea națională, orice politică, nu se poate scrie fără de istoria lui. Mai mult, istoria mitropolitului Chaguna este aproape istoria poporului român însuși, într-un pătrariu de secol cât conduse el afacerile și destinere noastre naționale. Citat închis. De ce Chaguna Arătu? Pentru că legătura sa cu acest oraș este una cu totul și cu totul specială și mă refer la faptul că în urbea de pe Arieș, în micuța biserică dintre români, a avut loc un sinod electoral în urma căruia Chaguna a devenit episcopul românilor ortodoxi din Transilvania, iar figura marelui ierarh a rămas în conștiința turdenilor, iar conducătorii protopopiatului ortodox al Turzii au știut să-i comemoreze personalitatea dintre aceștia, remarcându-se mai ales protopresbiterul Iovian Mureșan. Așadar, comemorarea semicentenarului morții lui Andrei Chaguna a avut loc într-un cadru oficial după Marea Unire, când în anul 1923 s-a instituit de către episcopul de la Cluj, Nicolae Ivan, acest eveniment printr-o circulară pe care a trimis-o oficiilor protopresbiteriare și parohiale la data de 1 pe 14 iunie 1923, citez: pentru prăznuirea cu toată evravia și pietatea a 50 de ani de la trecerea radomnului a mitropolitului Chaguna, citat închis. Trecând peste cuvintele lui Nicolae Ivan, aș spune doar cum își finaliza acesta mesajul din circulara sa. Citesc din nou: cinstind memoria marelui mitropolit, ne arătăm recunoscători față de cel ce a trăit pentru noi, a muncit pentru noi și a fost steaua luminată, premergătoare a zilelor ce am ajuns. Citat închis. Este așadar o bine meritată comemorare a marelui mitropolit Chaguna. Dar cine s-a ocupat la Turda de acest eveniment a fost nimeni altul decât marele protopop Iovian Mureșan. A trăit, cum știm cu toți, între 1865 și 1939, păstrând proporțiile, l-am numit întotdeauna un adevărat Andrei Chaguna pentru ortodoxia din Turda, pentru că realizările sale pe plan local au avut un caracter peren. Trecând peste biografia sa, de care m-am mai ocupat și despre care v-am mai vorbit, aș spune doar că în anul 1901, când ajunge protopopul Turzii, el a avut o misiune deosebit de dificilă, pentru că Turda nu a fost un centru al ortodoxiei așa de puternic cum au fost alte orașe din Transilvania, dovadă fiind faptul că inițial sediul protopopiatului ortodox român al Turzii nu a fost în acest oraș, ci a fost în satul Viișoara, de lângă Câmpia Turzii. Așadar, Iovian Mureșan a fost cel care a mutat sediul protopopiar dintr-un sat al Transilvaniei în orașul de reședință al Comitatului Turda Arieș de mai târziu. Voi spune doar că
era pus bazele unui cor în anul 1904, tot în 1904 a deschis și prima școală confesională ortodoxă din Turda. Foarte important, în anul 1908 a pus bazele unui fond destinat construirii unui răcaș de curt în centrul Turzii, viitoarea catedrală, dedicată comemorării marelui voievod Mihai Viteazu, ucis, așa cum bine știm, în apropiere de Turda în anul 1601. Dar realizarea sa cea mai importantă, de care beneficiem cu toții și pe care o admirăm și o vedem astăzi, este Mărmăreața Catedrală Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din centrul orașului, a cărei piatră de temerie a fost pusă în anul 1926 de către episcopul Nicolae Ivan de la Cruz și sfințită în 1935 de către episcopul Lucian Triteanu al Romanului. Bineînțeles că Iovian Mureșan a fost un stârb al românității din Turda cu o contribuție deosebită la ridicarea comunității rocare. Precizez și faptul că el a fost membru al Congregației Generale a Comitatului Turda Arieș, fiind o voce răsunătoare a românilor în această instituție importantă a vremii. A participat și la Marea Unire, după cum bine știm cu toții, iar în perioada interberică a fost chiar senator de Turda între anii 1922 și 1926. Cum s-a întâmplat comemorarea morții mitropolitului Andrei Șaguna la Turda, la data de 12 iulie 1923. Ascultând de cuvintele episcopului ortodox de la Cruj, Iovian Mureșan a organizat comemorarea lui morții lui Șaguna la Turda într-un cadru festiv, manifestarea având loc chiar în această sală unde stăm noi astăzi, pe atunci Sala Mare a Prefecturii județului Turda Arieș. Fac precizarea că poate nu ar strica să spunem că în această sală au intrat foarte mari personalități ale românilor. Pomenesc doar două nume care ar trebui să fie pe buzele tuturor. În această sală au vorbit, au fost, au mâncat și s-au întreținut cu turdenii regele Ferdinand și regina Maria în mai 1919. Deci iată cât de importantă este această sală pentru istoria Turzii. Cuvântul introductiv al manifestării referitoare la Șaguna a fost rostit de anfitrionul, de gazda manifestării, protopopul Iovian Mureșan, după care a urmat un scurt moment oferit de societatea corală. Preotul și profesorul Grigore Biji a susținut o conferință despre Andrei Șaguna ca episcop. De asemenea, a vorbit și învățătorul Toma Roșu. Acesta era inspectorul școlar al inspectoratului școlar al județului Turda Arieș, care a ținut o preregere despre legătura mitropolitului Șaguna cu școala românească din Transilvania. Un discurs foarte gustat de către public și foarte documentat prin prisma faptului că era de serie și istoric, a fost cel al profesorului și preotului greco-catolic Petru Suciu, distins intelectual turdean, directorul liceului regele Ferdinand din Turda și conducătorul despărțământului rocar al Astra, care a conferențiat despre legăturile lui Andrei Șaguna cu Asociațiunea Transilvană. Ultima preregere a fost rostită de către marele profesor universitar și om politic turdean, Valer Mordovan, care s-a referit la mitropolitul Șaguna ca om politic. Trecând la discursul protopopului Iovian Mureșan, aș menționa câteva aspecte pe care le-a adus în atenția publicului. Era așezat activitatea și opera șaguniană sub semnul Providenței, care lucrează în taină pentru mântuirea poporului român. Protopopul Turzii amintește de faptul că Andrei Șaguna poate fi comparat cu un lider al vechilor popoare din antichitate, dându-i aici ca exemplu pe Moise, pe Licurg, pe Soron, pe regele Numa Pompilius și pe Socrate, care în opinia sa nu au făcut altceva decât să pregătească calea Mântuitorului Iisus Hristos. Dar de asemenea, l-a comparat pe Andrei Șaguna și cu lideri providențiari din istoria românilor și i-a dat aici ca exemplu pe Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Vasile Rupu, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Apropo de aspectele culturare ale vieții lui Andrei Șaguna, foarte interesant este faptul că protopopul Iovian Mureșan
a adus aminte și de cărturarii școlii arderene, anume Petru Maior, Gheorghe Șinca și Samuel Micu, dar și de Gheorghe Rază, care s-au ridicat în apărarea drepturilor românilor din Transilvania. Iovian Mureșan spune că Andrei Șaguna a fost pentru români un al doilea Moise, care nu a făcut altceva decât să ridice poporul român din Transilvania din starea precară în care se afla la lumină și cultură. Discursul este destul de lung și de stufos, nu o să vă plictisesc cu el, deși este foarte interesant. Doar voi spune că aș vrea să vă citez încheierea sa. Iată ce spunea acum 100 de ani protopopul Iovian Mureșan. Din toate acestea, se vede că Șaguna a fost a neamului întreg, fără deosebire de confesiune. De aceea, suntem datori să-i salvăm memoria scumpă, să-l admirăm la fel toți și din faptele lui mărețe să turnăm îndemnuri sfinte în inimile noastre, muncind și noi, fiecare după puterile sale, la opera mare a ridicării neamului și a consolidării scumpei noastre patrii. Să mulțumim providenței care ni l-a dat, binecuvântată să-i fie memoria lui și a mamei sale Anastasia, care l-a născut, ca pe un mesia al neamului românesc. Citat închis. Eu vă mulțumesc pentru atenție și fie ca memoria lui Andrei Șaguna să ne rămână în mintea și în inima noastră pentru totdeauna. Vă mulțumesc frumos!